sens. Noi acum vom continua și mă bucur pentru că îl avem alături de noi mai departe la Ziua Inovației pe Victor Armășelu, Head Consumer Electronics, Samsung Electronics România și Bulgaria. O să vorbim un pic despre inovația din spatele celor mai recente produse Samsung în contextul actual. Așa că, Victor, salutare și bun venit la Ziua Inovației! Salutare, mulțumesc frumos pentru invitație. Urmărind prezentările de dinainte, îmi pare rău că nu sunt acolo, cred că trebuia să fiu acolo, dar este ceea ce este. O să încerc să fac o imagine cât mai bună, chiar și așa de la distanță. Deci mulțumesc pentru invitație, este o bucurie și o onoare să fiu aici. Și noi îți mulțumim, iar facem de pe acum așa un pact. Anul viitor ne vedem în formulă fizică, da, pe scena Zilelor Biz. Promit. Bun, în regulă. Mulțumim, Victor, și te ascultăm. Bun, eu am pregătit o prezentare. Sper să mă descurc cu screen sharing-ul. Și să-mi spuneți dacă este bine când imediat ce termin de apăsat pe aici. Bun, vedem prezentarea? Momentan nu o vedem, dacă poți să mai încerci o setare. Mai încerc. Să vedem ce n-am făcut. Share aici. Share. Așa, acum, uite, să știi că acum vedem aplicația. Și poți să-i dai. Exact, e perfect. Acum este. Super, super. Mulțumesc mult. Bun, Innovation Day, așa cum am fost prezentat foarte frumos, Victor Armășelu reprezintă astăzi Samsung Electronics România. Întâlnirea de astăzi este o inițiativă bună, cred eu, să ne vedem astăzi. Pe de o parte, pentru că după aproape 2 ani de pandemie am învățat cu toții unele lucruri. De altă parte, pentru că exact în vremuri de criză este mai importantă inovația, creativitatea și, în ultimul rând, pentru că ne aflăm în plin sezon de Black Friday, este un motiv la fel de bun ca oricare altul să reconsiderăm aparatura electronică, electrocasnică și eventual să facem unele investiții. Spuneam că am învățat cu toții ceva din perioada pe care o parcurgem acum și constatăm schimbările în comportamentul consumatorului. Lucrăm, învățăm, ne jucăm, socializăm din ce în ce mai mult în casă. Casa noastră a devenit birou, școală, sală de cinema, sală de fitness, loc de întâlnire. Unii fac și petreceri online, indiferent ce o fi însemnând asta, n-am fost invitat. Ei bine, aceasta este, zic eu, noul normal. Ocazie cu care constatăm că televizorul este prea mic sau prea vechi, frigiderul nu face față noilor cerințe, mașina de spălat face cam mult zgomot și consumă prea mult și așa mai departe. Și atunci ne-am gândit noi aici la Samsung să schimbăm modul în care concepem produsele noastre, fie că este vorba de Neo QLED, Lifestyle TV, Bespoke Line, linia Bespoke, o să mă refer imediat la ea, Smart Appliances și toate acestea într-un mod sustenabil și de ce nu protejând mediul. Să începem cu televizorul și anume cu Neo QLED. Până la acest produs, câteva considerații statistice. Spuneam că s-au schimbat obiceiurile consumatorului. Unele trenduri inițiate de pandemie vor continua, unele vor fi, credem noi, chiar accelerate în perioada următoare. Am aruncat aici pe ecran câteva cifre. 67% dintre angajați speră că vor putea continua să lucreze de acasă sau într-un sistem hibrid. Aproape 70% fac sport acasă. 76% au făcut sau vor să-și facă îmbunătățiri în casă, jocurile video creștere exponențială, ne dorim din ce în ce mai mult să avem tot felul de dispozitive. Toate aceste trenduri au dus la creșterea considerabilă a industriilor de divertisment, jocuri, aplicații, practicarea sporturilor și au școala de acasă. În același timp să nu uităm că suntem ființe sociale, dorim să compensăm cât mai mult lipsa cu contactului fizic cu aplicațiile specializate. Aceste noi direcții au apărut și poate că vor fi accelerate de pandemie, dar în mod cert vor continua și după aceea. Dar mă referam la Neo QLED. Acum, am schimbat un pic logica lucrurilor.
Pentru că noi cu toții avem, desigur, tendința de a ne îndrăgosti de propriile produse. Eu așa fac. Suntem creativi în a da tot felul de denumiri, zicem noi, atractive, pentru ce știu eu ce știu să fac aceste produse, cum ar fi, de exemplu, Quantum Matrix, Space Fit, Infinity One Design, lucruri de genul ăsta. Dar, în esență, sublimând aceste mesaje, Neo QLED este pur și simplu cel mai bun televizor Samsung disponibil acum în piață. Dacă ar fi ceva să reținem din toate lucrurile astea, ăsta este singurul lucru. Cel mai bun televizor Samsung disponibil acum în piață. Când cumpărăm un Neo QLED, vom avea cea mai bună imagine, culori naturale, contrast profund, sunet cinematic, dispozitive care ne permit multivalent utilizarea de jocuri, comunicare, conectivitate, design minimalist și atemporal, care va, zicem noi, păstra, își va păstra relevanța peste ani. Dar nu e doar atât. Spunem noi că trebuie să fie frumos și înăuntru, dar trebuie să fie frumos și în exterior. De aceea am analizat piața și am constatat că designul și-a dublat în ultimul an importanța ca și criteriu de alegere a unui televizor, așteptările fiind mari și în ceea ce privește noutatea și unicitatea. De aceea, trecând la slide-ul următor, am introdus o nouă categorie, o nouă idee, un nou concept, și anume Lifestyle TV. Bun, ce este Lifestyle TV? Este o gamă de produse, este o specie de ecrane, mai exact, și când spun ecrane nu mă refer doar la televizoare, pentru că din fericire suntem cu toții diferiți și unici și de aceea așteptările noastre sunt și ele diferite. De aceea am lansat Frame, care este un televizor QLED, care, așa cum îi spune și numele, dincolo de funcțiunile sale firești, poate fi pur și simplu un tablou. Un tablou pe care îl putem alege din sutele de opere de artă universale din aplicație, dar recent și opere de artă românești. Sero este un ecran care se sincronizează cu dispozitivul mobil și la care este conectat și se poate roti automat din poziție orizontală în poziție verticală, așa cum este conținutul de pe dispozitivul mobil pe care îl folosim. Premiere este doar unul dintre proiectoarele noastre cu laser triplu, rezoluție 4K, asta în situația în care, sigur, ne dorim să avem acasă propriul nostru cinema. Ce înseamnă lifestyle? În aceeași logică de mai devreme, atunci când zicem Frame, când spunem Sero, când spunem Premiere, dincolo de aceste jargoane de marketing, ecranele lifestyle îți permit să alegi dacă vrei televizor sau dacă vrei tablou. Îi poți chiar schimba rama, culoarea, forma pentru o integrare armonioasă în ambientul încăperii. Este vorba de un sistem inteligent de management al cablurilor, practic nu le mai vedem, toate conectările dintre televizor și dispozitivele pe care dorim a le atașa acestui televizor se pot face printr-un cablu practic invizibil. Se pot adapta aceste ecrane, așa cum spuneam, conținutului video vertical și putem recrea ambientul spectaculos al cinematografului de la noi de acasă. Da, lucrurile nu se sfârșesc aici, din contră, aș putea spune, pentru că intrăm în zona de aparatură electrocasnică. Bucătăria modernă. Bun, ce înseamnă bucătărie modernă? Pentru că am analizat și așteptările celor care cumpără aparatură electrocasnică, am constatat niște lucruri foarte interesante. Și aici un pic de atenție dacă până acum n-a fost. Am constatat, de exemplu, că 38% își doresc un frigider care este mai mare pe dinăuntru decât pe din afară. Ba chiar 50% vor să-l folosească drept panou de afișaj și eventual să aibă și diferite culori pe care să le poată și schimba după ce l-au cumpărat. Și, într-un cuvânt, spun cu toții că aparatura electrocasnică de acum este plictisitoare și ternă. De aceea am lansat noi ceea ce se cheamă Bespoke Line. Și am zis, bun, dar de ce nu am face asemenea produse? Această gamă, pentru început, a fost prezentă și este prezentă în România prin aparatul frigorific, și aici, din nou, atenție, care poate fi frigider sau congelator sau ambele, ce vreți voi. Poate avea ce culori vreți voi, fie la achiziție, fie după achiziție, dar nu ne-am oprit aici. Am lansat deja și aspiratorul vertical bespoke, urmează robotul de aspirare, cuptoare de gătit, mașini de spălat, uscătoare și așa mai departe. Toate astea în conceptul bespoke. Eu zic că sună bine. Mergând un pic mai departe și din nou după aceeași logică, ce înseamnă aparatură electrocasnică
dincolo de aceste denumiri de marketing, Space Mac, Spring Cooling, AI Wash, Eco Bubble, toate lucrurile de genul ăsta. E bine, asta înseamnă, de fapt, eficientizare și maximizarea spațiului interior, în cazul frigiderului, versatilitatea de a configura acest spațiu, așa cum spuneam, să fie congelator, frigider sau ambele, ce vreți voi, privitor la mașini de spălat, spunem AdWash sau EcoBubble, dar de fapt este o mașină de spălat în care poți băga rufele pe care le-ai uitat și după ce ai pornit-o, cu care poți spăla cu apă rece, cu mai puțină energie, mai puțină apă și mai puțin detergent. În ceea ce privește aspiratoarele, atunci când spunem motor electric cu digital inverter, de fapt este vorba despre un aspirator care curăță mai repede, mai silențios și care are cea mai bună fiabilitate posibilă. Către final, parafrazând cumva un serial celebru, am spus eu aici, green is the new smarter thing, smarter living pentru noi toți. Aici, sigur, o să-mi spuneți că toate marile companii fac pași în direcția unei dezvoltări sustenabile, mai prietenoase cu mediul și toate lucrurile astea. Asta facem și noi aici. Dar am spus că să fie în același timp și amuzant și inovator. De aia, introduc aici conceptul de sustenabilitate și am să încep cu faptul că de anul acesta marea majoritate a televizorilor noastre au deja telecomenzi cu celule fotovoltaice. Așa estimăm că vom reduce peste 14.000 de tone de deșeuri provenite din baterii în următorii 7 ani. Am simplificat ambalajele noastre pentru că vrem să fie în același timp durabile, dar mai ușoare, cu mai puțin consum, fără cerneluri toxice și pe care apoi să le putem transforma creativ în articole temporare de mobilier, chiar dacă nu aveți pisică, bănuiesc că merge și pentru alt animăluț. Și împreună cu organizația Mai Mult Verde, luna aceasta plantăm peste 500 de arbori în județul Giurgiu. La final, aș vrea totuși să ating un pic subiectul legat de conectivitate, pentru că suntem, credem noi, la începutul unei ere în care experiența și interacțiunea neintruzivă sunt așteptările consumatorului, dincolo de produse, dincolo de denumiri de marketing, dincolo de specificații. Iar noi la Samsung suntem în poziția privilegiată de a putea oferi o gamă uriașă de produse, așa cum știți, un întreg ecosistem cu capacitatea de interconectivitate. Noi numim asta Smarter Living, pentru că asta este ceea ce credem noi că aleg consumatorii. Să trăiască mai inteligent, cu respect pentru mediu și, de ce nu, toate astea cu stil. Cam aceasta ar fi prezentarea mea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care sper că ați avut-o și aștept întrebări.